Accident cu implicarea două tiruri în apropiere de localitatea Bravicea din raionul Călăraș. Potrivit poliției, totul s-ar fi întâmplat în primele ore ale dimineții, când pe traseul M5, pe podul ce se află în reparație capitală, un bărbat în vârstă de 51 de ani, care se deplasa spre Chișinău, nu a cedat trecerea și s-a ciocnit frontal cu un alt camion. În urma impactului, șoferul în vârstă de 39 de ani a fost transportat la spital conștient, având fractură la picior. Fiind testați cu aparatul Dragger, s-a constatat că ambii conducători nu se aflau în stare de ebrietate. Poliția investighează toate circumstanțele producerii accidentului.